Pentru executarea unor lucrări la instalațiile de distribuție, E.ON va întrerupe furnizarea energiei electrice în mai multe zone. În perioada 14-18 martie, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între orele 8 și 17 în localitățile Cordun și Gâdinți. În data de 16 martie, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între orele 8 și 16 în localitatea Simionești, precum și în Roma, pe străzile Martir Cloșca, Păcii, Tudor Vladimirescu, Spiru Haret, Toma Stelian, Olteniei, Marea Mureș și Eremia Grigorescu. În data de 18 martie, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între orele 8 și 16 în localitățile Pildești, Munteni, Moreni și Rediu. Reprezentanții ION precizează că lucrările pot fi reprogramate în situația apariției unor evenimente neprevăzute în rețelele electrice. Clienții companiei pot obține informații suplimentare la numărul de telefon de tip Tel Verde 0800 800 929.